Vremea se va răci în perioada următoare, anunță meteorologii, de aceea oamenii, mai ales din zona rurală, care se încălzesc cu sobe pe lemne, caută să-și facă stocul necesar pentru iarnă. Dacă în Țara Făgărașului există comune în care lemnele puse la dispoziție de primărie nu acoperă cererea oamenilor, la Beclean, spre exemplu, există lemne suficiente, susține primarul comunei Claudiu Motrescu. E adevărat, oamenii din comuna Beclean au gazul tras, cei mai mulți dintre ei, aproape toți, dar utilizează și lemnul de foc ca și sursă de încălzire. Tocmai în virtutea acestui lucru am și păstrat împreună cu Consiliul Local. Așa cum vă spuneam, majoritatea Consiliului Local a fost constituit din niște oameni extrem de capabili și oameni de la țară cu capul pe umeri, care au gândit efectiv și au acționat în spiritul cetățeanului pentru a ajuta oamenii, nu pentru interese proprii sau cum mai gândesc alții. Așa că prețul unui metru cub de lemn de foc la Comuna Beclean este 160 de lei. Prețul unui metru cub de lemn de foc aflat la drum auto în pădure. Acoperă necesarul pentru, este suficient pentru... Da, s-au vândut lemne de către Oculul Silvic, unde noi suntem afiliați, Oculul Silvic Pădurile Făgărașului, au vândut lemne în permanență. Da, au venit cetățenii care n-au reușit încă să-și cumpere lemne de foc din diverse motive și chiar discutam cu șeful de Ocol și mi-a spus că în momentul de față sunt lemne de vânzare pentru Comuna Beclean, pentru oamenii din Comuna Beclean, undeva pe Valea Calborului, către Cincșor, acolo să meargă oamenii să-și ia lemne, au venit aici, le-am dat cererile necesare și au numărul de telefon al pădurarului, cu pădurarul merg și plătesc acolo lemnele și își primesc avizul și lemnele de foc ca să se încălzească. La nivel național, regia RomSil va pune la dispoziția populației 700 de metri cub de lemne pentru foc, iar potrivit statisticilor, în mediul rural există 3,5 milioane de locuințe pe sobe cu lemne, majoritatea vechi și ineficiente energetic. Comisia Europeană a recomandat țărilor din Uniune ca până în anul 2029 să renunțe la sobele pe lemne și la centralele de apartament și să treacă la încălzirea centralizată cu pompe de căldură.